Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Am pus de ceaiul potrivit de la ora 5, așa cum se obișnuiește în lumea bună. Spun asta nu pentru că noi n-am vrea să devenim lumea bună, dar... Cele bune vă spun de aici, de la Iași. Bună ziua, Moldova! Petru Frăsilă are ca invitat această oră pe domnul Laurențiu Baciu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli din România și proprietar, administrator, șef de hotel prezident, poate cel mai nou și mai frumos hotel din Bacău. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Domnule director, eu sunt onorat și, mă rog, un prieten comun ne-a făcut cunoștință. Îndrăznesc să vă întreb, cât de utilă și cât de implicată este acum Asociația Producătorilor Agricoli din România în ceea ce înseamnă soarta producătorului agricol, ca să nu particularizeze într-un fel sau altul ce tip de producător? Vedeți, dumneavoastră, noi suntem într-o perioadă de tranziție cu agricultura românească și cred că era necesar să apară o asociație, o ligă care să sprijine nevoile și, știu eu, așteptările poate agricultorilor din România. Astfel, acum vreo 12 ani a luat ființă această ligă la nivel național. Prima dată s-au constituit asociații profesionale pe județene care au găsit că e necesar ca cineva să reprezinte la nivel de țară și atunci, prin unirea acestor asociații județene, a luat naștere Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Care sunt mai multe asociații, de fapt, care reunite la nivel național. Reunește asociațiile profesionale din fiecare județ al producătorilor agricoli și unde de 2 ani de zile păstoresc această ligă în calitate de președinte. E un mare curaj, o mare responsabilitate, cu atât mai mult cu cât în zona Neamțului, de exemplu, avem un mare agricultor, dacă vorbim despre dacă vrei să faci treaba bine, e foarte mult de muncă. Chiar vreau să vă zic că îmi sacrific mai mult de jumătate din timp, mi-l sacrific cu liga. Știți prea bine că am și eu un business propriu, am o societate comercială care are ca drept de activitate turismul, agricultura. Așa, agricultura, exact. Și pe lângă asta, în timp, mi-a venit și ideea ca să îmbin cele două. Și m-am apucat mai veniți în oraș și atunci ați construit un hotel. Am construit un hotel în care, faptul că am circulat foarte mult în lume, pot să spun, am vrut să fac un hotel în care să am tot ceea ce nu mi-a convenit mie pe unde am fost. Și ați reușit? Pentru că și cred sunt că unii care chiar sunt buni pe afară. Și cred că am reușit. Dar ați văzut și defectele. Și cred că am reușit, tocmai. Am analizat foarte bine situația înainte și cred că am reușit la ora la care vorbesc, fiind unul din hotelurile în care satisface orice pretenții. Și pe lângă asta, am vrut să-i dau și o altă notă, mai ales în ceea ce privește restaurantul. E un restaurant adică unde, cu specific românesc sau specific românesc, mediteranean? Normal, dacă mă cunoașteți mai bine, așa că am o problemă cu România și fiți convins că nu poate fi decât românesc. Dar ce voiam să vă spun, că aprovizionarea în proporție de 80% din necesarul acelui hotel se produce în fermă, deci sunt produse ecologice, făcute gospodărește. Dar unde e ferma dumneavoastră, pe lângă Bacău? Undeva la 30 de km de Bacău, hotelul fiind situat chiar în centrul Bacăului, la kilometru zero. Și unde se mănâncă bine, se doarme bine. Păi să-i provocăm. Uitați-vă, vă propun. Noi n-am vorbit prea mult decât 5 minute înainte de a veni la noi. Vă propun așa, cine sună la telefon, ca să vedeți că ne urmăresc ceva telespectatori și de la Bacău și de la Galați și de la Iași. Cine ne sună acolo în regie? Noi le luăm numărul de telefon și numele, de unde ne sună orașul.
la final să oferim un weekend la dumneavoastră, la hotel, care înseamnă o cazare sâmbătă seara și vineri sau duminică seara. Fără nicio problemă, vreau să spun că... Și oferim gratis că le extrageți dumneavoastră din urna aceea. Colegi, vă rog să scrieți pe Crol. Cu mare plăcere și vreau să vă mai spun ceva legat de hotel. Este poate singurul hotel din țară care... în prețul hotelului nu-i prins numai micul dejun, ci e prinsă și cina. Ei, da. Da, deci dacă ați poposit la mine la hotel, masa de dimineață și de seară vă este asigurată, deci e în preț. Am înțeles. Asta e un curaj, n-am auzit asta și spun ca unul care am umblat un pic. Mă refer la concedii, dar nu, așa este, Bacău dacă, e un oraș iar în ceea de concedii, de ce nu? Prețurile sunt, chiar dacă hotelul este de 4 stele, vreau să vă zic că prețurile concurează cu multe locații, multe inferioare, deci prețurile sunt jos, calitatea este alta. Poate și piața e cum e, poate de aceea v-ați gândit e să... și piața, dar vă spun, nu sunt nici costurile chiar atât de mari, pentru că acoperind o parte destul de substanțială în aprovizionare cu produse proprii, vă dați seama că nici costurile nu sunt aceleași. Diferența o face calitatea și cantitatea. Și cantitatea și calitatea. Țin foarte mult la lucrul ăsta, chiar dacă de multe ori efortul meu este mult mai mare decât în a-mi acoperi cheltuielile, dar pentru că am fost pretențios, pe unii m-am dus și nu mi-a convenit una alta, vreau ca cei care intră în Hotel Prezident să mai revină, să nu aibă ce reproșa, cum aveam eu ce reproșa când ieșeam dintr-un hotel. Am 02. Luat în calcul, vă rog să mă credeți, de la condițiile de dormit, deci de la pat, de la lingerie, dacă o luăm, deci am avut grijă absolut de tot ca să asigure condițiile optime celui mai pretențios hotel din zonă. Turist care intră în Hotelul Prezident. 0232-229913, telefonul la care ne puteți suna, stimați telespectatori. Colegii mei o să afișeze că toți cei care veți suna la acest număr, la finalul emisiunii, se va face o extragere și un câștigător va primi un weekend la Hotelul Prezident din Bacău, care se dă 4 stele, cred. 4 stele. Cred că plus. Dacă și ce vreau să vă mai spun, hotelul are în dotare o terasă, cum iară vă spun că e cam unicat, cel puțin în Bacău, nu știu Iașu exact tot ce are, o terasă la ultimul etaj, în aer liber. Se vede orașul de sus. Unde seara e ceva feric, normal privești totul de sus, condițiile sunt extraordinare, nu sunt curenți, nu nimic, am avut grijă să facem o asemenea amenajare încât să te simți cât mai bine. Cel mai bune condiții. Acum să știți că noi nu ne lăsăm convinși, noi producători de televiziune, dacă nu transmitem în direct de la etajul cela de pe deci terasă. Deci eu v-aș ruga, o emisiune de întâlnire cu Băcăoane. Transmitem și de acolo fără nicio problemă, numai când sunteți dumneavoastră disponibil. Sunt de acord cu orice colaborarea noastră, ca să nu vă mai zic de altfel că rugămintea mea ar fi la toți cei care ne aud și chiar aș vrea să nu-i mai fac prea multă reclamă, să vină, să facă un efort, să se convingă și după aia mai stăm de vorbă. 0232-229913, telefon la care ne puteți suna, fie de la Galați sau de la Piatra Neamț sau de la Iași, Telemoldova Plus, uitați, aveți acolo toate detaliile, la final vom oferi, domnul director va oferi prin extragere un premiu pentru o familie, că el nu poate să ne însoți cetățeanul care câștigă. Îl privește cu ce vine, pe mine vreau să vă spun că la premiul respectiv data când dorește va fi la alegerea celui câștigător. Păi îl sunăm la final și îi spunem când vrei să vii. Așa, dar până acolo, de cum de v-a venit ideea, dincolo de faptul că ați umblat prin toată lumea, să faceți acest hotel în Bacău, deci nu l-ați făcut la București? Toată lumea se gândește, mă duc în București, că acolo vin, sau de la, nu știu dacă Iași e mai presus de Bacău, dar București ar fi fost un Nu neapărat repet. M-am gândit la timpul ăla, nu neapărat m-am gândit la un business.
Ah, deci ce pur și simplu, ceva acasă la dumneavoastră. Exact, să fac ceva acasă, așa cum și ferma în care am făcut-o, am luat-o de la zero și acum arată cum arată, tot la fel am vrut să fac în orașul meu, să fac ceva care să fie al meu. E și o coincidență, mă rog, o întâmplare aici, că și locuințele mele din Bacău sunt exact în fața hotelului. Ei, da. Deci acolo s-a nimerit, da. Mi-a venit o idee, mă rog, mai târziu, pentru că inițial am vrut să fac altă lucrare acolo. Și într-o seară, probabil, mai gândindu-mă că, mă rog, erau transformările alea în 2007-2008, am zis... Și a fost o perioadă bună economic. A fost un... Da, a fost. Ghinionul meu a fost când i-am dat eu drumul, a început să intrăm... Păi în 2008 s-a dus în jos. În 2009, când am dat drumul, a spus exact căderea. A început să... Nu, că am beneficiat totuși de ceva. Am beneficiat de prețurile cele mai mari din 2007 și 2008. Păi ați construit cu materiale așa, bune, cu materiale scumpe, da, acum sunt de 5 ori mai ieftine, dar asta este, e riscul fiecăruia. Ați încercat să accesați și un proiect european? Pe agricultură, da, am încercat, numai că calitatea mea de lider al agricultorilor și fiind într-o anumită relație cu autoritățile statului a prezentat un dezavantaj. Deci, după ce un proiect a fost eligibil, a fost conform, i-am dat drumul la toate etapele, dintr-o neconcordanță în niște idei cu Ministerul Agriculturii. Ați renunțat? Nu, eu n-am renunțat, dânșii au renunțat la mine. Mi-au reziliat unilateral contractul, suntem acum în judecată, am câștigat și s-o putut câștiga până acum, mai am un termen la Curtea Supremă și probabil voi reuși să-i aduc pe cei care, ca să fiu mai direct, așa, că și-au bătut joc acum 2 ani de zile de mine, să-i aduc picioarele pe pământ. Și, de fapt, dumneavoastră știți mai puțin despre mine. Eu, în sinea mea, considerând că sunt corect în tot ceea ce fac și vreau să fac pentru țara asta, atunci când mi s-a întâmplat acest abuz, vreau să vă spun că au luat la cunoștință toate oficialitățile românești și europene, de unde am primit și răspunsuri, ajungând la președintele Comisiei, ajungând la președintele Parlamentului European, care cunoaște această speță și care, mă rog, sper să mă sprijini în final să ajungeți la un rezultat. Nu să ajung nicăieri, să mi se dea ce este al meu, ce mi se cuvine. Și cei care au făcut abuz să plătească într-un fel. Acum eu vă doresc succes. Am experiența unui proces la CEDO pe care l-am câștigat împotriva statului român dintr-o anumită perioadă și să știți că am avut senzația că e aproape imposibil. Asta nu înseamnă că nu vă susțin și nu vă apreciez pentru curajul dumneavoastră. Dar vă spun asta pentru că au trecut 10 ani până când un asemenea dosar și-a găsit rezolvarea. Pozitiv, ce-i drept, dar ei acolo analizează, au luat toate opiniile și ale guvernului și ale avocaților și ale aici instituțiilor. Fac și eu că aici e chiar prea de oaie. Adică au făcut-o într-un mod total neprofesionist. Intenția a fost prima dată să mă constrângă, să mă sperie. E o poveste acum, ca să renunțe omul. Da, să mă sperie și ca să respingi un dosar spunând că ai falsificat licitația. Pentru că din cei 3 concurenți care au fost, pe 2 îi chemai Ion și să spui că sunt neamuri, e ceva prea de caragiale. Nu, dar n-ai cum să verifici, adică verifici asta, nu e o problemă. E ceva prea de caragiale și vreau să spun că îmi pare rău că n-am hotărârea judecătorească să vedeți ce spune, discuta, poate facem ce spune președintele, ce spune președintele completului de judecată de la Bacău pe această speță. Adică chiar că e comic, dar la noi merge. Domnul director, mai vorbim când venim la dumneavoastră. De altfel, mi-am propus să fac lansare la această carte pe care vă ofer cu drag, Viața pe tabla de șah.
Și ne-am propus cu Val Mănescu, un poet cunoscut la Bacău și prieten de al subsemnatului, să venim la dumneavoastră să vorbim și cu Dan Cumpăt, artist al Statelor Unite și al României, maestru al artelor. Dar până atunci vreau să vă mai întreb, e utilă o formă de coordonare, așa cum faceți dumneavoastră cu Liga Asociației Producătorilor Agricoli din România, poate fi în relația cu statul, relația cu politicul, utilă să ne atingem ceea ce vorbim, când la televizor spunem atâtea, că putem produce alimente pentru 80 de milioane de locuitori, că putem fi foarte buni, că ne asociem, că facem arendă, că cumpărăm, iată, terenuri. Din acest punct de vedere, cât de grea este munca pe care v-ați asumat-o dumneavoastră și colegii președinți de asociații județene? Vedeți dumneavoastră, lucrurile de aia și merg prost la un moment dat, că nu merg pe drumul cel bun, pentru că de fiecare dată este o ruptură între beneficiarul, deci mă refer la cei mulți, și cei care iau decizii. E o ruptură. Oricei care iau decizii nu întotdeauna cunosc realitatea din teren. Și de cele mai multe ori cam asta se întâmplă, pentru că n-aș vrea acum să fiu răutăcios, dar scara valorilor vedeți că nu mai regăsim. Da? Din păcate. Da. Din păcate. Și atunci noi suntem beneficiarii unor decizii luate de niște oameni care, din păcate, se pricep cel mai puțin la decizia pe care o iau. Dar o iau, pentru că eu spus lui cineva că chiar e și frumos și deștept. Și o iau. Și pe urmă întâmplă acea problemă cu petroiul, că foarte mulți nu mai pot să-l scoată. Ei, era necesar ca între agricultori, care știți prea bine, un segment foarte mare din populația României trăiește din acest sector de activitate, din agricultură, și trebuia să fie un om de legătură între producători și instituțiile statului, pentru ca acea persoană să poată să facă lobby pe lângă cei care conduc acest ministerul, sector, ministerul, alte ministerii cu care avem tangență, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, deci nu un singur. A fondurilor europene, pentru că și aici noi vorbim de fonduri în agricultură mai multe decât în celelalte domenii. Și care, mă rog, la rândul lor trebuie să informeze pe cei mulți care, din păcate, nu toți au posibilitatea de a merge să stea de vorbă cu oficialitățile. Ajungă la informația. Nu. Noi le putem transmite după aia, prin județe, de la fermier la fermier, că, mă rog, suntem într-o evoluție de 20 ceva de ani, în care trebuie să știm, nu este indiferent ce se întâmplă și peste graniță, ce se întâmplă la vecinii noștri, ce se întâmplă în Europa, sau ce se întâmplă cu agricultura în lume. Pentru că suntem pe aceeași piață, ne întâlnim în piață și dacă suntem rupți de realitate, vedem că suntem scoși de pe piață și după aia, practic, putem dispărea. Deși vreau să vă spun că agricultura românească are un potențial cum noi nu realizăm încă și nu-l folosim. Potențialul României nu este folosit decât în proporție cam de 60%, dacă o luăm așa. Am înțeles. Oricum, e o preocupare complexă, utilă și pe care tot românul și-o dorește, să încercăm să reașezăm, să-i dăm cezarului cel cezarului, să dăm agriculturii ceea ce merită România. Este un sector de activitate care se poate redresa foarte ușor, cu investiții nu prea mari, răspunde investiția imediat, e nevoie pe piața mondială de mâncare, ca să vorbim că în final în asta se traduce toată agricultura, e nevoie de mâncare. Știți prea bine că sunt sute de milioane sau poate și mai mult care mor din cauza lipsei de mâncare. Deci piața este acest dar dumnezeiesc pe care e această rezervă naturală, pământul, și care este inepuizabilă. Pământ, apă, pădure, noi suntem bogați din acest. Foarte bogați, dacă vreți să vedeți România, o vedeți foarte bine din avion. Nu o să vă spun o noutate, dar dacă zburăm de la Atlantic încoace, fără să spună cineva, dacă te uiți pe geam, ai să vezi când intri în România. Unde ai să vezi, vorbesc la modul cel serios, am verificat chestia asta, da. Unde ai să vezi cele mai multe surse de apă care le vezi,
Aș ști că a intrat pe teritoriul României. Și noi suferim de sește. E o mare nenorocire. De ce nu am reușit sau nu reușim să ne dezvoltăm, să ne reașezăm pe partea irigațiilor? Eu îl cunosc bine pe domnul Lungu, de aici, de la noi, din zona Vasile noastră. Vasile Lungu, e colegul meu, da. Domnul Vasile Lungu, chiar mâine are, nu știu ce, mâine joi, are, nu știu ce, lansare de proiect și da. Domnia sa a accesat mai multe programe, dar a pus la punct, împreună cu alți fermieri din zonă, sistemul de irigație din Prut. L-a modernizat, l-am văzut cu un sistem de mașini care merg singure, mă rog, și deplasează țevile acelea în timp de nu știu cât, 24 de ore. Câți asemenea oameni reușesc să domnul, facă în România? Pentru că asta crește producția, nu? Domnul Frățel, dacă ar fi oameni ca Lungu, nu neapărat toți, dar măcar jumătate din cei care activează în agricultură, noi am trăit, știți cum trăiesc aia din Abu Dhabi. Da, ce iau petrolul sub așa, fiecare casă. Așa am trăit cu ceea ce poate... E un om special Lungu, de asta am dat exemplu. Mai știu și alții, dar vorbim de unul de la Iași. Îl știu foarte bine pe domnul Lungu. Nu, nu vorbește mult, dar își face treaba. Dar mai mult face decât vorbește, așa este. Dar face. Adică face o agricultură care... Nu vreau să exagerez cu nimic, dar stă în picioare în fața oricăruia din ce țară vreți dumneavoastră, europeană sau chiar din afară. Și ca el mai sunt. Mai sunt. Știu dacă... Vedeți dumneavoastră, noi ca să putem să trăim cât de cât decent în România, trebuie să dezvoltăm acest sector de activitate pe modelul Lungu, pe alte modele. Pentru că alta activitate economică în România, din păcate... Au murit. E clar că n-avem. Deci, haideți să luăm un telefon. Ne sună o doamnă, știu că așteaptă la telefon. Vă rog, sunteți în direct? Alo, bună ziua! Da, vă rog. Aș vrea să-mi întreb eu pe domnul Baciu, dar fără să superi foarte tare. Dumneavoastră ați lucrat dintotdeauna în domeniul agriculturii? Da, de 33 de ani. Așa. Știți cumva ce s-a întâmplat cu fondurile de la CAP-uri, așa, de prin general, pe țară sau măcar pe local, pe unde sunteți dumneavoastră și cu pământul oamenilor care, de fapt, sunt proprietari direct, chiar dacă s-au la blocuri prin orașe, și s-a întâmplat cu ei, recunoscut cineva ca și proprietari, ca să fie și ei, să nu se iei de pământ la bloc și pe aceea să evacuezi din casă și să n-ai bun să ducă. Aveți pământ? Dar nu se duc la muncă. Eu am, în Intravila, nu municipiul Iași, da. Am înțeles. Și-s demolată prin 63, dar eu mă țin cu cei de la țară pentru că sunt foarte mulți la blocuri și spun că n-au de lucru și n-au locuri de muncă și că la țară nu s-ar duce, că n-au unde. Și mă gândesc eu că s-au cam acaparat pământurile prin fermieri foarte iscusiți. Și ei stau de pomană în blocuri și bat barbunca, știți, da, da. Cine se mai duce la țară acum, hai? Cine se mai duce, dar trebuie să se ducă, măcar să aibă o șansă, măcar să aibă niște bani de acolo, să le plătească cineva ce le folosește. Pământul, le folosește cineva pământul lor, nu? Da, dacă e a lor, dacă nu ia... Păi sunt, păi dar nu cred eu, auziți, mai din spre 60, nu-s pământul oamenilor rămas prin CAP-uri? Da, ce s-au făcut cu fondurile CAP-ului? Doamna Tolerecu, dar ei și-au primit proprietățile. Care nu și-au primit, se luptă, se judecă. Să fie sănătoși, nu? Clasa de mijloc, auziți? Da. Clasa la noi sunt numai foarte bogați, foarte sărași, atât. Uită foarte mult lume, exact cum spuneți dumneavoastră, că nu luăm nimic cu noi. Nici n-au dus, nici nu luăm cu aveți. Bă, la televizor aici să vorbim cu dumneavoastră, facem dezbateri. O să aflați un răspuns de la domnul Baciu. Vă mulțumim și vă așteptăm la o dezbatere despre soarta pământului românesc. Ca să vă răspund la întrebare, ce s-a întâmplat cu fondurile CAP-ului, nu știu, eu am lucrat într-o întreprindere agricolă de stat. Și vreau să vă spun că n-am avut răbdare ca să dezmembrez, am plecat cu mult înainte, pot să spun că din întreprinderea de unde am plecat eu, am fost primul din județul Bacău care am plecat în privat. Și am plecat-o ca un haiduc, am plecat încet, am plecat cu pământul părinților mei, pământul părinților mei și pământul soacrii mele, am plecat cu 12 hectare pentru început, am ajuns unde am ajuns acum, dar ce spuneați dumneavoastră de locuri de muncă și de... Credeți-mă, totul e să vrei să muncești. Nimeni n-a luat pământul nimănui. Nimeni nu face avere pe spatele nimănui. Vreau să vă spun că mie este extraordinar de greu, ca să nu vă spun că merg în pași destul de greoi, tocmai pentru faptul că n-am forță de muncă. Pe la asta s-a referit. Că de ce nu vine de la bloc să lucreze? Puteți verifica, la mine sunt foarte bine plătiți,
adică se duc undeva în jurul la 1000 de euro pe lună, în mână, deci sunt foarte bine plătiți, dar din păcate nu i-ai. Preferă să stea la ajutorul social care îl dă primăria de un milion și ceva. Dimineața el deschide birtul la ora 6 dimineața în loc să vină la treabă și zice nu, de ei nu vor să muncească. Iar în ceea ce privesc proprietățile, știu, după știința care o am, încă s-au dat proprietăți mai multe decât au fost, pentru că au fost și în retrocedările astea, o mare nenorocire cum numai la noi se putea întâmpla. Am avut o discuție chiar săptămâna trecută pe un post de televiziune național, când vorbeam de cum s-au retrocedat terenurile în România, unde unii n-au primit deloc, deși trebuiau să primească, alții au primit de 4-5 ori aceeași suprafață. La un moment dat afirmam eu că ar trebui ca oficialitățile statului, celei care le intră în competența lor, să se sesizeze și să nu ne mai uităm la televizor pentru un caz unic întâmplat undeva. Vreau să vă spun că am cunoștință despre felul cum s-au retrocedat terenurile și situații cum sunt la Nana sau în altă parte sunt în toată țara. Și unde cred că foarte mulți cei care au participat la împărțirea acelui pământ, la retrocedările cele, cred că foarte mulți ar trebui să dea cu subsemnatul și probabil pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă să-și schimbe și domiciliul. Mai luăm un telefon. Bună ziua, sunteți în direct. Da, să trăiți. Bună ziua, domnul Petrică, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Vă ascultăm. Aș avea o întrebare pentru stimabilul dumneavoastră. Domnul Laurențiu Baciu. Da, domnul Laurențiu. Domnul Laurențiu. Părinții mei au avut pământ în pepiniera Sârca. După cât știți dumneavoastră, adică stațiuni de cercetare... De la noi, de la Iași, comic. Da, la domnul director. După cunoștințele mele în țara asta s-au desființat multe stațiuni de cercetare și în domeniul ăsta, pomicol, viticol, așa. Și vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră. Dom'le, sunt de acord pământul să-l folosească ei, stațiunea de cercetare și proiectare. Părinții mei, Dumnezeu să ierte, au intrat în pământ. De la Revoluție și până acum, deși nu se dau, domnule, în pepiniera Sârca, titluri de proprietate pentru fiecare, fiecare persoană, cât are, un jumătate, un hectar, două, 20, 30, să cădem la o mică înțelegere, să facem un contract de arendă de Dumnezeu, mă ierte astăzi. Deși ni se pune bar pe la Fedeleșteni, pe la Hârlău, nu știu pe unde, pământ, că aici e pământ de calitate extra. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar s-a făcut asta, legea Lupu, cred că a promovat acest aspect la Cotnari și au tăiat tot ce însemna vițe de vie și au pus usturoi. Domnul Petrică. Nu, noi comentăm. Stați un pic așa, ia. Domnule, stațiunea de cercetare să rămâie, să ni se dea, domnule, să aveți posibilitatea să vă asociați, da, să fim obligați, adică da. Pământul să fie, să beneficieze și eu de pe urma pământului. Haideți, o să aflați un răspuns. Numai un pic. Da. L-am avut pe domnul Chitaru, reprezentantul nostru. Știți că au avut probleme cu domnul de la ADS, de la București, cu care l-am junghea, da. Deși nu se dau titlurile astea de proprietate, adică eu sunt de acord să-mi dea pământ, dar deși aș categorie, nu mă trimite. Da, sigur, puteți dialoga, sigur. Haideți ca să o luăm pe bucățele. Da. Dumneavoastră ați fost pus în posesie acolo? Nu. Nu. Bun, nu. Dar știți că au fost vreo 3-4 legi de retrocedare a proprietăților. Nu, ADS-ul, legile cu desfințare. Aveți puțin de răbdare. Asta au fost, că noi suntem moldoveni. Numai o clipă. Aveți puțin de răbdare. Vi s-a recunoscut dreptul ăla de proprietate? Da, eu părinți din comuna Lungani. Nu, dragă, nu. Aveți un document. Deci, dumneavoastră Comisia de Fond Funciar Bălțat e recunoscut, dar nu poate să pun în posesie atâta timp cât există legea cu nedesfințarea stațiunilor de cercetare. No. Asta-i durerea. No. Știu prea bine este, că... Dar nu poate să-mi dea titlul de proprietate că îl împiedică legea. Asta-i durerea mare. Mă rog, aia e domeniul public, de-aia stațiunile. De-aia nu se poate, dar aveți o leacă răbdare ca să ne lămurim. Aveți un răspuns, nu? Vreți un răspuns. Deci dumneavoastră v-a fost recunoscută
suprafața respectivă, proprietatea respectivă, scriptic, da? Scriptic, dar nu practic. Aveți răbdare. Deci, chiar dacă ca amplasament a fost pe terenul stațiunii, dumneavoastră putea să-l primiți foarte bine pe un alt amplasament. Era și logica asta la un moment dat. Cine nu accepta nici acel amplasament intra la despăgubirea aia. Nu mi-amintesc acum exact cum câte e suma, da. Fondul ăla, proprietatea. Am înțeles. Cam așa ceva. Ce îmi spuneți dumneavoastră acum după 20 de ani de când tot se restituie? Dacă avea teren la Iași, să vă duceți la Pașcani? Dacă v-ar conveni strămutarea asta de la Iași la Pașcani? De ce nu-mi dă tot acolo locul? Nu, deci aici sunt de acord cu dumneavoastră, că și eu sunt ca și dumneavoastră. Și într-adevăr că nu mi-ar conveni. Dar știu că la un moment dat era discuția că să dea undeva ceva asemănător și ca fertilitate și ca amplasament, dacă terenul respectiv este echivalent cu... Echivalent, dar nu mă duci pe mine nici la București, nici la Satul Mare, pentru că... Domnul Bașă, dumneavoastră nu înțelegeți pe undeva prin comuna de Len, pe Deleșeni, pe niște coaste, niște, și la Ion Necul și tot la fel, pe niște coaste, niște, și aici e teren de calitate extra. Bun, aici ține și de Comisia Locală, care... După cum văd eu, v-a tratat așa mai... Da, mai cu atenție mărită. Mai cu atenție, cu paranteza de... De la Revoluție, 25 de ani. Da. Mă surprinde ce spuneți că la ora asta încă nu aveți titlu pe o proprietate care spuneți că de Comisia Locală v-a fost recunoscută. Și vedeți dumneavoastră, sunt ăștia care cumpără drepturile... Pentru ei se găsesc alte amplasamente, nu ca pentru noi, pe coclauri, pe coaste, apropo de cumpărarea de drepturi, bănuiesc că poate m-ați mai văzut la un post de televiziune, poziția mea o știți față de acele retrocedări. Da. Acele retrocedări care, din punctul meu de vedere, ei ar trebui să schimbi domiciliul în altă parte. Pentru că au primit, mă rog, niște bunuri care nu au fost niciodată a lor. Le-au primit majoritatea vorbesc, nu chiar toți, pe niște documente, ca să nu spun, false. Și mi-asum răspunderea la ceea ce spun, pentru că nu pot eu să cred că e un act autentic atâta timp cât te face o împroprietărire după un document din 1700. Terenul ăla a suferit 1001 de modificări până... uităm de acele reforme agrare, când se luau, când se dădeau, când se împropetăreau. Deci nu mai era suprafața aia. Și acum trebuie să recunoaștem că s-au obținut suprafeții de zeci de mii de hectare ilegal. Prin acele șmecherii cu judecătoria. Că poate asta e supărarea, domnule. Întotdeauna mi-am pus întrebarea. Dacă acele documente cu care s-a prezentat respectivul nu au fost bune pentru Comisia Locală, ca să poată să-i fie recunoscut dreptul. Cum Dumnezeu de a fost bune pentru judecătorii? Păi, eu asta nu înțeleg. Asta se întreabă și pentru că toate în spate au avut o lege. Domnul Bașu, încă o treabă. Livada, după ce a fost desființată, lucrați în domeniul agricol. Știți că după ce ai desființat, câțiva ani trebuie să cultive anumite plante ca să poți replanta din nou livadă. Nu poți replanta după... știu eu, coacăză sau alta, să pui măr, păr și... Da. Mă rog, nu e specialitatea mea, dar bănuiesc. Probabil este o... Vedeți dumneavoastră că ei nu este numai stațiuni de cercetare. Au și producții. El face 30 de tone, 40 de tone de mere și mie îmi dă 50 de kilograme de grâu la hectar. Asta e durerea mare. Deci mie îmi dă grâu era 50-60 de bani. Bun. Așa? Și 5 de greu. Cine vă cu 2 lei în depozit? I l-au luat în arendă. Înseamnă că vi l-au luat în arendă? Cine vă dă greu tot stațiunea? Nu i-au luat în arendă. Nu i-au luat. O poți făcut în niște contracte de amoacă așa. Bun, dar contractele alea s-au făcut în baza unor documente. Ar trebui văzute, că poate domnul director sau poate un specialist, împreună cu dumneavoastră, discutăm la televizor, doar vorbim, suntem într-o... Sunt mai mulți și le-i și frică și rușine să vină la televizor, că au fost atâta prefect. Bun, cu prefectul a fost ce a fost, că noi așa suntem celebri și cu acest aspect. Da, eu vă mulțumesc tare mult. Da, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim. Da, ei, am... deviat un pic, dar era bine să discutăm și cu dumnealui, eu un telespectator fidel. Da, bineînțeles, fidel. Na, fiecare om... cred că are dacă e dreptate. Cred că sunt oameni și oameni și în acest domeniu. Unii deschid ușa, unii nu deschid ușa. Da. Adică, nu o să spuneți că e un, sector, un sector care este perfect.
Nu, da, sunt și așa, așa, dar nu putem de acum generaliza. Nu putem generaliza, sigur. Nu putem generaliza. Sunt cazuri unice, se întâmplă, nu înțeleg, aici chiar n-am înțeles. Nu i s-a recunoscut, dar până la urmă are un contract de arendă, înseamnă că are un document. Da, probabil a acceptat. Nu tu faci contract fără să ai un document. Domnul director, dar cum de nu... Este nemulțumit de arenda mică. Pe de o parte, pe de altă parte de valoarea locului. Bun, pe acum care intrăm, are. Intrăm într-o, nu vreau să supere colegii mei din pomicultură, dar trebuie să înțelegem un aspect. Obținem noi 30-40 de tone de miere, cum a afirmat dânsul, dar își cheltuielile sunt pe măsură. Să nu credeți acum că... Investești în agricultură. E o investiție colosală în pomicultură. Și nu știu dacă venituri, de multe ori, nu știu dacă celui care investește 100%, că antreprenorul respectiv investește toată suma, îi iese un profit măcar de jumatea valorii cât trebuie să dea arendă. Dar e un business, fiecare speră că mâine va fi mai bine și ne ducem înainte. Acum să știți că am luat interviu un domn absolut special, președintele asociației celor care cultivă cireșe de la Cotnari. Domnia sa spunea că tocmai la această stațiune de cercetări a cumpărat fondul, mă rog, copacii de pentru plantat, pentru dezvoltarea din zona dumnealui. Eu fac cheltuieli pentru investiție. Da, și am văzut o asociație foarte bine pusă la punct, cu sortare, cu spălare, cu un proiect european, cred, dar foarte important. Bun, foarte important, pentru că și vrem și unește noi, toți... Vrem să stăm și noi pe piață și nu poți sta... A intrat în market, ceea ce nu înseamnă puțin lucru, cu cireșe, să vinzi în marketurile foarte bine, foarte bine. Asta ar trebui să fie linia tuturor să ajungă acolo. Ca să nu mai aducem, să le facem bani la alții, cum se spune. Da. Ar trebui să ne valorificăm noi producția noastră. Pentru că până acum nu intram acolo. Noi cumpăram Turcia aveam, au trebuit niște investiții suplimentare pentru a face o marfă de calitate. Lumea a devenit foarte pretențioasă și pe bună dreptate a devenit pretențioasă pentru că omul respectiv dă un ban. Dă un ban și atunci trebuie să iei o marfă de calitate. Sigur. De aia sunt spații frigorifice, unii păstrează marfa la o temperatură. Da, semnul de spălare, nu știu cum, îi prelungește cu o săptămână, cu două, rezistența, cu calitățile organoleptice specifice. Da, la totul costă bani și asta trebuie amortizat în timp. Deci așa ar trebui privit lucrurile, pentru că, vedeți dumneavoastră, vedem o investiție la un coleg de-a nostru, o vedem de afară, pare frumoasă, în ea sunt milioane de euro. Păi să luăm pe domn Culiță de la Instalarea Brăilei sau pe Porumboiu. Dar, nu că vorbim de zona Moldovei. Dar acele investiții sunt luate cu credite, sunt luate împrumuturi și obligatoriu trebuie amortizate. Nu crezi acum că dacă a răsărit în grădină la cineva peste noapte, nu știu ce fabrici sau nu știu ce... Și uzini, cum era așa, fabrici și uzini. Da, și încep să scoată de mâine pui și nu mai putem de bine. Ăla încă are stres, slavă Domnului, câțiva ani buni, așa, până când își achită investiția respectivă și când o termină de achitat, trebuie să o reia de la început cu reparatul sau eventual să-și facă alta. V-ați dezvoltat în zona agriculturii sau ați mers spre zona zootehnie? Nu. Alte deci eu numai cultură mare. A, cultura mare. Da. Asta e mare curaj, cred. Și am, sau ce mă leagă de zootehnie, v-am spus, sunt acele... Am o mică fermă pentru... Acea micro fermă pentru a... Nu, eu nu pot zic de subsistență. E mai mare, nu? Nu că e mai mare, dar eu nu pot face o agricultură de subsistență. Bine, asta e pentru anumite. Dar este acea fermă zootehnică, dacă putem spune fermă, unde am vreo 10 specii de animale și care îmi folosesc la aprovizionarea sistemului hotelier. Câte locuri are hotelul? Câte camere? 32 de camere, din care 4 apartamente. Bacău este un oraș turistic sau doar de tranziție? E de tranzit. Comercial? E tranzit. Bacău, deci un loc de tranzit. Da. Da, și... Deci nu ne putem bucura de acele
flux de turiști, cum ar fi într-o zonă. Dar să știți că nici Neamțul, care teoretic e oraș turistic, practic e oraș turistic, dar n-am văzut o afluență la nici la hotelul 1, nici la 2, că acolo două hoteluri mai mari și apoi pensiuni câte sunt. Dacă vreți să vorbim de turism, haideți să dezbatem o leagă. Vedeți dumneavoastră, iar pornim de la informații, că spuneam mai înainte de ce au nevoie agricultorii. Acum de ce au nevoie cei care vor să facă... Hotelierii, să zicem, dacă vor să... Nu știu dacă se întâmplă asta numai la români, dar noi avem o problemă. Mergem așa pe câte un trend. A zis unul, bă, hai la bulgari că treaba e bună. Să mănâncă bine, să doarme bine. Au luat-o toți fără să știe ce scuie. Costurile relativ mici, nu mai știu. Fără să știe ce scuie, au dus acolo. Bă, une, la noi ce să știe de turism acum? Vorbim de Constanța, da? Și zona montană. Cât o fi, Suceava, Neamț. Mai puțin, da, mă rog. Dar în rest noi nu știm nimic. Brașov. Deci dacă ați lua în fiecare localitate aproape sau la un mănunchi de localități, ați vedea că găsiți ceva specific zonei care ar putea îndeplini condițiile foarte bine pentru un, pentru un turist. Aceste zone sunt neexploatate. Din asta face parte și Neamțul, din păcate. Da, din păcate. Din păcate face, pentru că sunt niște locuri mirifici și în, da. Noi nu le știm. Ca să nu vă mai zic de altfel că și asta știindu-mă ce am eu cu România, snobismul la români iar este în floare. Da. Și cunosc mai bine știu eu stațiunile din Spania, din știu Orientul Mijlociu, din Turcia, da? Decât pe cele românești. Adică vă întâlniți cu foarte multe familii în care vă povestește foarte mult din ce a văzut acolo, acolo, vă arată niște poze exotice, dar nu are nicio poză de la Suceava, nu are de la... De la Brașov, de la... Deci, nu că avem locuri, n-au fost, nu? N-au fost niciodată. Ei, vedeți dumneavoastră, dacă ne ducem puțin spre vest, o să vedeți că naționalismul e la casă și el a un bănuț, dacă îl are, îl lasă la el acolo. Sigur. Dacă vorbim de nemți și pe mașini, dar și pe turiști. Dacă tot ați pe... adus aminte de nemți, chiar eram în 2010, eram în Germania. Aveam un prieten acolo undeva, într-o localitate unde are o echipă foarte bună de fotbal. Bayern München. Nu, la Bayern a fost campion anul trecut și acum 2 ani. La Dortmund. Dortmund, da. Borussia Dortmund. Și vreau să vă zic că îl întreb la un moment dat pe respectiv, având nevasta lui fiind român, că el neamț, rupea ceva românește și mă puteam înțelege cu el și zic, măi, Edi, m-am adus într-o seară la un restaurant și vreau să vă zic că deci dădeai telefon înainte și erai programat pe mese și ca timp. Da, și spunea nu pot la ora aceea, vin mai nu, vinul e, dar să nu dureze masa mai mult de, pentru că am o altă programare, era ca la dentist. Bun, dar era un loc elitist, așa cum nu cred, e adevărat. Nu e adevărat. Nu erai, tocmai că nu erai elitist. Și vreau să vă zic că era programare ca la dentist. Nu le până la ora cu tare, de la ora cu tare la ora cu tare. Era masa aia închiriată. Foarte frumos. Pe cuvânt, am stat și noi dar la o masă. Dar noi o să ajungem la nivelul ăsta? Și ne-a zis așa. Și ne-a zis nouă. Mai aveți la 6 este liber, până la ora 8. La ora 8 vă rog să terminați. Și mi-a zis că la 8 fără 10, fără să-i spunem noi, ne-a adus trângeau nota. Și-a adus nota. Ne-a adus nota că trebuia să vină altcineva. Dar ce voiam să vă zic? Îl întreb la un moment dat. Măi, la noi restaurantele sunt goale, goale la timpul ăsta. O zic cineva că am închiriat tot restaurantul. Zic, la voi nu-i... nu da, vă duceți la... Criză. Nu-i criză? Zic că ba da. Și ce căutați la restaurant? Păi nu toată lumea vine să mănâncă aici și să-l ajutăm pe ăsta. Foarte important ce spuneți. Deci să-l ajutăm să-i meargă business-ul. Și tot așa în lanț, ăla... Îl ajuta pe ăla care cumpăra bere, îl ajuta pe ăla care cumpăra orzul pentru bere și tot așa în lanț se ducea economia de aceea sunt unde nemțească. Sunt. Exact. De aceea sunt unde sunt. Ei, la noi ce se întâmplă? În momentul în care nu, am tras oblonul la noi capra și gata.
Nu mă mai duc nicăieri, nu mai mănânc la restaurant, aștept nu mai consum. Aștept asistența socială, țip, ies în stradă deci, că nu am condiții. În momentul în care, poate să ia economiștii de mine, în momentul în care scade consumul, nu mai poți vorbi de dezvoltare. Lucrul este foarte clar. Da. Dacă scade consumul, n-ai pentru cine mai produci. Deci totul e un lanț. Da, să-i rog pe colegii mei să-mi aducă bolul cu telefoanele. Cred că au sunat vreo ceva cetățeni. Ia uitați că avem ceva semnale aici pozitive. Până la extragere. Da, nu se poate, noi avem un singur telefon și fiecare când stă acolo e telefonul ocupat, așa că ne cer scuze. Chiar mă bucur, uite, interesul... Nu, există interesul. Și de ce? Da. Pentru că eu cred că și felul dumneavoastră de a prezenta, dar și ceea ce faceți, strânește interesul, nu neapărat pentru a veni acolo, cred că și curiozitatea românului. Românii sunt curioși, sunt muncitori, păcat că nu reușim să ne revenim mai repede. Se vorbește că gata, am rezolvat, crește PIB-ul, dar de fapt vorbeam cu domnul Dobre, un fost parlamentar de Iași. A vrut și el la agricultură, nu mai știu ce face acum cu mașinile, cu comatul. Și zic, de ce nu se mișcă acest circuit, marfă, bani, de ce nu e mai dinamic? Aici e problema. Nu știu cât timp mai avem. Mai avem 3-4 minute. Dar vreau să vă spun o chestie. Deci, noi, parcă ne-am împins cineva, n-am făcut nimic altceva decât să spunem, aia nu ne mai trebuie, aia nu ne mai trebuie, aia nu trebuie, ca și cum faci curățenie prin dulap. Aia nu ne mai trebuie, aia nu ne mai trebuie, aia nu ne mai trebuie. Am constatat după aia că s-a răcit afară și parcă aveai nevoie de aia care a aruncat-o. Da. Cam așa suntem noi acum. Am avut ocazia cu 2 luni de zile undeva în Germania. M-am dus la o uzină foarte mare de tractoare și combine. Nu-i dau ca să nu-i fac reclamă. Dar unde ieșa la 3 minute, ieșa un tractor la poartă. La 3 minute. Și o combină la 7 minute. Mergând și în muzeul acelei întreprinderi, am văzut că în 90, modelul de tractor al lor nu diferea prea mult de cel de la Brașov. Ei au ajuns acolo la o performanță că dirigez tractorul ăla prin telecomandă, iar în noi unde ne-am dus? Abia piatra kilometrică, vă mai spune unde a fost uzina tractorul. Da, și tractoare care au ocupat estul. Da. Așa era atunci cu unde? Contractele. Și da, numai, aveai piață. Vreau să vă spun că second-hand-urile de la noi, de la tractorul de la Brașov, au venit egiptenii. Și eu le-am dat vreo 10 bucăți. Au venit egiptenii și le-au luat. Acum, da, ca să vedeți. Bun, am făcut ce trebuia, am închis. Pardon, cu ghilimele de rigoare. Am făcut exact, da. Domnule director, până ajungem noi la prezidență, știți că mie se pare foarte bună provocarea și o să discutăm despre asta. Bacău este un oraș frumos, este un oraș interesant și un oraș care la un moment dat conducea Piatra Neamț. Că și era... care nu are primar acum. Din păcate. Dar ce să mai vorbim? Nu mai comentez, da. Pentru că îl știu pe domnul Stavarache. Mi s-a părut un om special. Da, cred că e un accident. Da, da, și atrag și eu. Ia extrageți dumneavoastră un bilețel de aici, îl desfacem și îl arătăm la camera video, poate vine un coleg. Uitați cine a câștigat aici. Vai, uite, cred că îi facem o bucurie. Doamna Antonia Evelina, doamna e o telespectatoare fidelă, cred că îi facem cea mai mare bucurie. Doamna Anton, da să pun așa mâna și pe telefon, că o să sunăm imediat. Doamna Antonia Evelina, ați câștigat un weekend la Bacău, la Hotelul Prezident, cu 2 seri de cazare și cu cină și cu mic dejun la domnul director Laurențiu Baciu. Da. Doamna Anton a câștigat la Neamț, la noi, la Hotel Ceahlău. Și ce încântat a fost? Vreau să vă... Am filmat, am luat interviu, uite, o să întrebăm după ce stă la dumneavoastră. Parcă, uitându-mă la bolul ăsta, vreau să vă spun că îmi pare rău că... Adică îmi pare bine că sunt atâtea bilețele aici, dar îmi pare rău că... Știți ceva? Trebuie să ne mai întâlnim. Hai să mai trag încă unul. Mai trageți unul, poftim. Poate cineva de la Neamț, că eu am neamuri acolo. Sau cineva de la Vaslui, nu știu. Uite, mai dăm, oferim. Bă, dar tot din Iași. Uite aici. Știți ce o să procedăm? O să risunăm după, le oferim detalii de plecare, da? Savin Bogdan. Savin Bogdan din Iași. E firesc. Iași, după părerea mea, este foarte important pentru Bacău, cum și Bacău este important pentru toată Moldova. Nu neapărat pentru că sunt oameni acolo istorici, cum sunt și pe la Neamț, ci pentru că este un oraș aparte. Eu
na, locuiesc încă la Piatra Neamț și vin mereu ca am prieteni în Bacău și sunt onorat că, că pot dialoga cu un bacăuan care, iată, a învins. Și vă doresc să rezistați, pentru că până la urmă asta e scopul. Sper, mai tragem o dată. Mai tragem o dată. Stimați telespectatori, a fost domnul Laurențiu Baciu. Până transmitem noi în direct de la dumnealui, probabil peste vreo două săptămâni, dacă timpul și domnia sa o să putem crea împreună un eveniment acolo la Bacău. Eu vă mulțumesc și vă doresc și o vară bună, pentru că la cultura mare e de lucru. Nu aveți porumb și grâu și... Suntem în plină campanie. Aveți treabă cât avem în cap. Avem treabă. Nu de asta ne plângem. Domnul Laurențiu Baciu, președintele Ligii, Asociația Președinte Producătorilor Agricoli din România și proprietar, administrator la Hotelul Prezident din Bacău. Petru Fesilă mulțumește pentru atenție. Pentru Prima TV dăm legătura colegilor de la București după publicitate. Pentru Telemoldova ținem aproape 24 de ore în 24. Îi salutăm pe băcăuani pentru că tot le-am intrat în casă și sperăm să rămânem acolo cu atât mai mult cu cât e nevoie și de unii ca noi. Bună seara, Moldova! La revedere! Încă o dată un gând bun, domnule director! Și eu vă mulțumesc, domnule! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,